Ești inteligentă, ai o natură generoasă, dar limitezi manifestările bunătății tale la lucrurile materiale. Întotdeauna politicoasă, punctuală și atentă, ești un tip de profesor care te poate inspira prin exemplul său moral. Ai curiozitate, profunzime și ești gata pentru orice tip de sarcină intelectuală. Deschiderea și prietenia se ascund sub o parte gravă a naturii tale. Ai o fascinație față de probleme filozofice și o căutare a esenței ființei. Ar trebui să găsești o poziție de mijloc între manifestarea caracterului tău impetuos și păstrarea stabilității mai mult sau mai puțin justificate. Mai devreme sau mai târziu vei realiza că tendințele excentrice te rănesc, mai ales dacă în copilărie ai fost crescută în strictețe. Totuși, dispoziția ta furtunoasă este dezvoluită mai devreme sau mai târziu. Tu poți face impresia unui individ complet echilibrat, dar în realitate ești mai degrabă suavă și chiar servilă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Taur. Taurul este direct legat de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități: putere creativă, loialitate, fiabilitate, rezistență. Datorită influenței iubitoare a planetei Venus, te distingi prin vivacitate, distracție și plăcere. Ești prietenoasă și fermecătoare, nu fără dezavantaje, te îndrepți cu ușurință spre extreme, în special în divertisment și plăcere, fiind, de asemenea, vulnerabilă la farmecul vanității. Luminozitatea sentimentelor poate fi transformată din satisfacție într-o exagerare obsesivă a oricărei suferințe. Principalul lucru este că simțul frumuseții și al prieteniei nu ar trebui să se transforme în extravaganță și exces. Venus îți dă dragoste de viață și capacitatea de a te bucura de lucruri mici. Dar există și o parte reversă a monedei. Datorită influenței lui Venus, poți suferi de dorința excesivă de plăcere. Din moment ce Venus are o influență foarte puternică, nu va interfera cu învățarea de a te opri din impulsurile tale, pentru că orice trăsătură pozitivă se poate transforma într-una negativă. Astfel încât dragostea ajunge în gelozie și dorința de distracție în risipă. Guvernatorul tău astral este Venus. Planeta Venus este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și pentru abilitatea de a manevra bani. Această planetă este favorabilă pentru artiști, boemi, pictori și cei care lucrează cu bani. Planeta ta în exil este Pluto. Lui Pluto îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a gândi strategic și de a juca împotriva regulilor. Ești inteligentă și generoasă, întotdeauna politicoasă, exactă, atentă, fericită să faci bine și fericită să îi slujești pe alții ca pe un exemplu de viață extrem de morală. Tu te-ai născut ca profesor spiritual. Ești curioasă, lacomă pentru cunoștințe noi, interesată de un antrenament divers pentru minte, adâncă și versatilă. În exterior, ești extrovertită, deschisă și sociabilă, dar în interiorul tău ești un filozof extrem de serios și profund gânditor care contemplă viața și caută răspunsuri la întrebările eterne. Cu toate acestea, tot ce este necesar este să trezești interesul pentru tine și apoi devii tu însăți. Într-adevăr, copleșite de pasiuni și în special de furie, te asemeni cu un ceainic cu apă fiartă. Cei care cel puțin odată s-au familiarizat cu ravagile tale neînfrânate, încearcă să nu trezească fiara din tine, pentru că văzându-te în această stare nu este o activitate plăcută. Dacă vei fi capabilă să direcționezi energia ta nebună în fluxul creativ, vei fi capabilă să obții rezultate uimitoare. Dacă nu vei fi capabilă să te menții și să te controlezi singură, energia ta se va vărsa în zadar. În general ar trebui să înveți să te controlezi. Pe de altă parte, când ești bucuroasă este o plăcere să fie cineva cu tine. Tu devii ca soarele care strălucește pentru toți. Pentru tine, culoarea hainelor, croiala lor, au o mare importanță, iar starea ta de spirit depinde de cât de bine te îmbraci. Poți iubi moda șocantă,
având în vedere că o caracteristică distinctivă a ta este nevoia de autoexprimare. Dacă reușești să reflecți pe deplin propriul tău stil și personalitate, ești fericită și ai succes în toate întreprinderile. Te distingi față de alții nativi din Taur prin astfel de trăsături speciale, naturalitate, realism și sobrietate. Ești una dintre cele mai frumoase femei ale constelației zodiacale, caracterizată de o puternică energie sexuală. Deseori devii sufletul petrecerii, fără a pretinde conducerea necondiționată. Cum afectează data de 16 mai soarta ta? Încă din copilărie ai fost conștientă de insubordonarea temperamentului tău, justificând astfel incapacitatea ta de a-l controla. Lipsa ta de constrângere este deosebită de pronunțată, dacă în copilărie libertatea ta a fost cumva suprimată de o educație prea strictă, iar acum, când te confrunți cu libertatea, te destrami în întregime. Într-o stare calmă, poți arăta destul de adecvată și civilizată, uneori chiar îndoind bățul și lovind cu servilitatea. Dar dacă ești atinsă cumva, adevărata ta natură se manifestă instantaneu. Pasiunile se dezlănțuie în tine și cer o cale de ieșire, deci în furie nu cunoști limite. În astfel de momente, nimic nu te poate opri până când toate elementele care se revoltă în tine nu se vor vărsa. Interlocutorul tău are nevoie doar de o asemenea impresie pentru a opri mai târziu orice încercare de provocare, deoarece această experiență nu poate fi numită plăcută și nici uitată. Tu trebuie să găsești utilizarea corectă a energiei tale înfricoșătoare pentru a obține tot succesul posibil. În caz contrar, forțele tale sunt irosite irațional, fără a aduce rezultate tangibile. Pentru a-ți păstra emoțiile sub control, trebuie să înveți în mod intenționat și în etape, trecând de la cel mai nesemnificativ la cel mai mare. Tensiunea constantă a sentimentelor afectează negativ starea ta mentală. Pentru a face față acestei probleme de la sine este puțin probabil, dar posibil. Uneori ai nevoie de sprijin din afară. Lumea ta interioară este plină de furtuni și contradicții spirituale. În astfel de momente, nimic nu va avea un impact asupra ta, iar familia și cei dragi este mai bine să stea departe de tine, rămânând de la vedere doar pentru circumstanțe neprevăzute. Sprijinul și înțelegerea oamenilor apropiați sunt de o mare importanță pentru tine. Cu toate acestea, atunci când ești în spirit bun, emiți valuri puternice de emoții pozitive care pot elimina depresia de la oricine apropiat. Tu acorzi o mare importanță modului în care ești îmbrăcată, stilul vestimentar și relevanța lui afectează starea ta sufletească. Ai tendința să pari extravagantă, încălcând normele general acceptate și provocând reacții mixte la oameni. Se pare că totul este dezgustător pentru natura ta, ai tendința să-ți afișezi individualitatea, care uneori poate ajunge la punctul de absurditate. Cu toate acestea, te ajută să te exprimi în profesie și să obții un succes semnificativ în domeniul ales. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație de dragoste, ești un romantic adevărat. Grijulie, senzuală și blândă, știi cum să răspunzi la minciuna partenerului tău, să te îndrăgostești cu ușurință și toate semnele de pasiune evocă un răspuns în tine. Ești loială și credincioasă iubitului tău, dar poți să arăți și trăsăturile unui proprietar absolut. Cele mai bune uniuni ale tale sunt formate cu alții reprezentanții elementului pământ, respectiv Fecioara și Capricornul. Toate cele trei sunt stabile, serioase, nu caută relații casual, iubesc plăcerile senzuale și confortul. În același timp, relațiile cu reprezentanții aerului, balanță și gemeni, de regulă, nu se termină bine. Tu fiind mai brutală și mai puternică ești iritată de superficialitatea și detașarea, lipsa de responsabilitate a unui astfel de partener. Desigur, îți poți găsi fericirea în brațele semnelor de apă ale zodiacului, rac sau pești. Cu toate acestea, ar trebui să fii pregătită pentru schimbări frecvente ale dispoziției și o detașare din partea partenerului. O alianță inconsecventă, dar pasională este posibilă cu Scorpionul.
Vărsătorii aduc rebeliunea și lenea în viața ta de femeie practică și inconstanța lor vor distruge rapid armonia din pat. După 30 de ani, îți vei fi schimbat prioritățile și opiniile filozofice și, prin urmare, sunt posibile variante ale apropierii tale de semnele de foc, berbecul și leul. Unirea cu berbecul îți poate adăuga o putere de viață dinamică și efervescentă, dar în mare parte se bazează pe sex, nu pe interese comune. O unire implacabilă și egoistă te așteaptă cu leul, dar cea mai rară opțiune este relația cu săgetătorul. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Trebuie să înveți să găsești armonie și să înveți să echilibrezi manifestarea naturii tale violente cu o anumită constrângere. În orice caz, vei arăta mai devreme sau mai târziu toată incontinența și caracterul coleric al temperamentului tău. Uneori, par calmă, în anumite circumstanțe poți să arăți tact, atenție, răbdare și chiar subordonare. Dacă tu ești serios interesată de ceva, natura ta își va lua totuși parte. Tu manifesti foarte ușor furie și răutate. Ca și angajat ești în general periculoasă, mai ales dacă ești o persoană colerică, pentru că furia ta este cu adevărat teribilă. Cu toate acestea, dacă această energie este dominată, poate fi îndreptată, spre exemplu, în fluxul creativității, rezultatul va fi deosebit de plăcut. Cu toate acestea, dacă nu ești capabilă să te limitezi puțin și să direcționezi corect energia, atunci fără scop și beneficiu, poți răscoli și deranja spațiul înconjurător, pe cei din apropiere. Prin urmare, este extrem de important ca tu să te poți controla pe tine însăți. Ești capabilă să devii un excelent actor, scriitor, jurnalist, oricare ar fi activitatea pe care o vei alege, vei fi norocoasă peste tot. Sănătate și boli. Dacă ești mereu iritată, acest lucru este plin de tulburări mentale grave. În acest caz, niciun psihiatru nu va putea să te readucă la starea ta normală, numai tu te poți descurca, dacă desigur, dorești. Impulsurile autodistructive, depresia, viziunile maniacale, totul este posibil în lumea ta interioară. Prietenii și rudele în momentele tale de furtună spirituală iminentă ar trebui să se pensioneze, dar în același timp este de dorit să rămână la îndemână pentru a-ți oferi asistență. Problemele cu psihicul pot duce la experiențe constante intense sau iritări și furie constante pentru tine. Depresia și fobiile, dorința de autodistrugere și psihoza maniaco-depresivă, totul este posibil cu o astfel de natură violentă. Suportul moral al celor dragi este foarte important și necesar pentru tine, dar tu poți de asemenea să-ți reduci furia proprie cât și depresia celor dragi. Ești predispusă la depresie? Supraalimentarea poate deveni un obicei prost. Cheia pentru sănătatea fizică și mentală se află într-o viață personală stabilă și în relații de familie armonioase. Ar trebui să te ferești de răceli care afectează zona laringofaringiană. Este mai bine să tratezi astfel de stări imediat, cu remedii homeopatice și ierburi, fără a recurge la medicamente puternice. Soarta și norocul. Dacă ar fi să privim dintre nori, de acolo de unde îmi țin eu capul, ai un caracter liniștit, visător, o inimă bună și un suflet generos. Ești blândă și veselă, ai abilități uimitoare, o intuiție excelentă. Tu chiar poți prevedea evenimentele viitorului. Sfaturi pentru tine. Încearcă să-ți exprimi personalitatea în forme mai inofensive. Nu încerca să-ți suprimi emoțiile, ci să le îndrepți către un curs mai productiv. Afacerea începută trebuie să fie finalizată, aceasta este o componentă a succesului. Nu încerca să ții pasul cu câțiva iepuri în același timp. Găsește-ți propriul mod de a te exprima. Fii comunicativă și învață să te autocontrolezi. Lărgește-ți orizontul activităților, s-ar putea să-ți folosească. Poți fi fericită numai pentru că ți-ai găsit propriul stil și ai reușit să-l transmiți în mod adecvat, atunci vei fi norocoasă chiar și în afaceri și muncă. Ce cadouri ți se potrivesc?
O femeie misterioasă și senzuală ca tine este puțin probabil să fie mulțumită de calitatea de membru al unei săli de sport sau de o excursie la o stațiune de schi, preferând un solar sau un coafor. Calitatea și confortul sunt ceea ce meriți cel mai mult. Tu preferi cadouri scumpe, deși nu vei afișa dacă le evaluezi mai puțin decât prețuiesc. Chiar și un cadou scump în acest caz nu va face toți banii. Programul obligatoriu al unui cadou pentru tine include florile și ceva delicios, grozav dacă este făcut cu mâinile celui care dăruiește, dar nu amator, poate aproape profesionist. În plus, coniac sau vinul preferat, o cutie de bomboane delicioase. Deși există tauri mai modești, care va accepta coniac ca un cadou, cel care îți face cadoul trebuie să rețină că nu distingi prea bine un coniac de altul sau o cutie scumpă de ciocolată, de una frumos colorată și necunoscută luată de la chinezi, decât o focătură, mai bine ceva practic și durabil. Tu iubești confortul, astfel încât pernele, păturile, papucii, așternutul bun și tot felul de diferențe care împodobesc și facilitează existența noastră muritoare pot intra în deliciul cadoului tău. Aurul și pietrele reale sunt întotdeauna în favoarea ta. Ambalajele nu trebuie să fie mai puțin elegante decât cadoul. Dacă într-adevăr cineva dorește să-ți ofere un set de produse cosmetice sau o sticlă de parfum, nu este nevoie să se implice în culori strălucitoare și mirosuri dulci. Doar culorile pastel și mirosul de prospețime, așa simți tu. Totul este romantic pentru tine, preferi lenjeria de mătase, șampanie și cercei, cu siguranță prețioase. Adesea, chiar și femeile în vârstă colectează jucării moi. În acest caz, este foarte util ca cel care oferă să se intereseze de hobby-ul tău și de a afla cu atenție cu ce ai vrea să umpli colecția. Dacă ți se dăruiește un smartphone, trebuie să aibă grijă de setul cu cască să fie de înaltă calitate. Nu contează cât de nou este telefonul, pentru tine e mai important că este frumos. Fiind naturală, poți fi angajat în lucrul cu aceși, prin urmare, o carte cu sfaturi practice în conformitate cu interesele tale va fi foarte utilă. Tot ce poate încălzi corpul și sufletul, toate acestea pot fi un cadou pentru o fată ca tine, balsam, blană, pulover de lână, lanternă japoneză, pijamale calde, elegante. Fiind o femeie practică, apreciez cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, picturi, nu vei renunța la covorul confortabil. Principalul lucru este să-ți încălzească inima vulnerabilă. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.